Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip de această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să facem un unboxing la PC-ul pe care eu mi l-am luat. Nu v-am arătat fiecare piesă în parte, știu, trebuie să fac chestia asta, dar o să vă zic ce este în el și dacă vreți vă arăt și cutiile, nu știu, nu sunt atât de relevante. Cam ăsta este setup-ul meu actual. Aia o să dispară, monitorul ăsta probabil o să-l pun secundar sau o să conectez televizorul, habar n-am. O să văd cum o să fie foarte comod. Aici avem momentan monitorul, băieți. Și, opa, stai că o să cad pe spate. În aproximativ 20 de minute mă duc să iau calculatorul. O să filmez drumul și o să filmez și când o să-l iau, probabil, nu știu, dar o să vă răbăieți un before și un after al setup-ului meu și chiar vreau să vă mulțumesc, băieți, pentru că și pentru YouTube fac chestia asta. Am făcut un upgrade destul de mare, m-am zis, ca să fie calitate mai ok și pentru YouTube, că puteam să-mi iau și un PC mai, nașpa să zic, 144 de Hz, 1060 și chestii, dar pentru că facem YouTube, oameni buni, ne-am dus puțin mai sus și nu regret absolut nimic. Deci, da, vă las cu drumul către PC. Vizionare plăcută. Și, nu uitați de like, băieți, subscribe, codul pe shop, follow pe Insta și camera de Discord. Ciao, vizionare plăcută. Calculatorul stau aici alături de Andrei. Andrei, cum ești pe Insta? Insta. Na, n-are Insta. E ok. Mergem după calculator, o să... Mitru Andrei. Mitru Andrei, băieți, pe Insta. Mergem acum după calculator și nu știu, deci sunt foarte nerăbdător de asta, zâmbesc în continuu și chestii de genul. Nu știu, rămâne să vi-l arăt acasă când o să intru pentru că vreau să fiu atent cu el, să nu scap sau ceva. Și nu știu, ne auzim acasă. Bun, băieți, ce părere aveți? Bine, momentan nu vedeți nimic, o să pun telefonul undeva probabil și o să filmez când o să-l scoatem de aici. Sau nu știu cum facem. Andrei, cum facem? Uite așa. Ia, manevră. Stai. Invers. Face. Da, butoare, exact. Stai. Uite așa. E cu sus în jos. Bă, să nu cadă de pe față. E, hopa. Așa. Punem asta aici. Ce greu, s-a bata mama. Bun, băieți, nu știu cât de multe puteți vedea voi în el, dar cam așa arată. Băi, Andrei, nu-i rău făcut cable management-ul, să știi? Mamă, tremură mâna. E făcut. E făcut, rău. Exact. Doamne, băieți, voi acum vedeți în el, nu știu. Hai să dau asta jos. Vezi că are doar două șuruburi. Se ține în astea două. Am atât de sfășit așa. Aș bune. Bă, stai că are un șanț. Așa. Mamă. Ia zi, băi, Andrei, ce părere ai? Băi, ia, când o să dormi, să vine ți-l iau. Oamne, băieți, deci ăsta e dream direct. Hai că vă arăt cum o să arate montat și vă dau niște impresii. Ia-te-l pe pufstel. Stai un pic, frate, că-ți dau cu pumnul. Ce? iPhone-ul? Da. De ce? De ce nu? Bă, măcar pe tine te duce, că cu sincer, eu efectiv pun oameni. Ia, poate, da? Nu. Să operăm aici calurile. Iona, nu-i bună farmeca asta. Nu e ce de sus, profesional. Poate ți-o rup. Îți mai cumpăr ție, poate, da? Nu știu dacă se vede ce fără. De ce faci? Vezi dacă faci cable, nu? Trebuia un șoric, un șfică, să la ce? A, tot l-am mâncat. Așa. Asta e microfon? Asta ce e? Să tu știi. De la control. Așa, netul, gata, hai să... Gata! Asta e mai greu ca mine, mă.
Vezi ți-l bag? Să dai aia cu capul. O să pornești și sursa. Da, da, știu. Hai. Bagă-te pe sub, ce mai acum? Hai, dă-i. Asta și eu. Asta o merge. Hai, pune și covorașul vieții. Mult mai pentru management. Atunci dă-i foc. Să dă-i o brichetă. A, ăsta nu l-ai băgat. Băi, bă. A, da. Băi, bă, de milioane. Și când pornește? A, Ioana, vezi că mi-l dai pe al tău. Da, că ți-l dă dacă. După ce te-ai pentru cântări, are calculator de 130 de milioane și îmi cere mie web-ul meu. Unde-i? Unde să nu-mi cași mai pui pernițele la scaun? Nu. Pernițele cadă și picioare. Pentru cum nu le pune. Nu-i plac. Eu mi-i țin doar pe aia de jos. Bă, mi-am zis ceva. A, ba nu. Eu am scos. Ce să-ți bat rândul ăsta? Aici. Ce gunoi ești? Mamă, trebuie să instalez driver. Ba da. Sau? Intră în MS config în start, scrie în start. Bă. Mamă, bă, ce bun. Cum ai zis? MS config. Enter. Ba nu, DXDAG scrie. DXDAG. S. Să știi cabrurile astea, vei să le luăm cu tine. Bine. Ana, stai pe perna aia, uite cum o faci. Ne-ai traumatizat-o. Aia a fost. Oricum n-o pui. The fuck? Da, fac-o. Stai, Ana. Sigur. Ce are de la procesor? Păi, dar procesor se instalează automat. Ți-aș activat Windows-ul? Păi, mi l-a cumpărat. Ah. Da. Acum dă-te să-ți fac overclock. Nu! Ce mă, cum i-am făcut la nu? Uite bă cât de frumos e să-mi bag piciorul, dude. Deci băieți, cam asta este cea... Bine, alea se învârt mai repede, nu știu de ce apare așa. Asta este ceea ce am reușit eu să achiziționez. Nu știu, chiar sunt mândru de chestia asta, băieți. Și chiar arată super mega mișto, băieți. Gândiți-vă de la chestia... De la PC-ul ăla, nu pot să-i zic este, pentru că e mai bun decât majoritatea PC-urilor pe care le-au prietenii mei. Nu, dar Ștefane, tot e mai bun decât al tău. La asta, băiți. Doamne. Bă, o dai? Bine, stai. Dă-i tu web-ul tău. Bă, o dai? Bă, nu o dai. Și hai să vă arăt și cum mi arată camera acum. Daună totală, efectiv, după asta trebuie să mă bag să fac curat. Salut, Robi, ce faci? Salut, frate!
uite bine și eu. Cele două monitoare, ăsta probabil o să-l reconectez ca să am un monitor secundar până, nu știu, să cumpăr un altul mai bun. PC-ul și restul setup-ului care a mai rămas. Sincer, chiar sunt foarte, foarte, foarte mulțumit, băi băi, și țin să vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată. Pentru că și voi m-ați motivat să vreau să-mi cumpăr chestii mai ok și să vreau să investesc mai mult, pentru că fac asta pentru voi, băieți. Eu teoretic n-am niciun plus, doar faptul de, nu știu, nu aș zice popularitate, pentru că nu e un termen ok, dar da, nu știu, sunt foarte fericit, băieți, cu ceea ce am reușit să facem și vă mulțumesc foarte mult. Credeți-mă, apreciez fiecare like, fiecare gen, tot contează, credeți-mă. Hai să nu mai vorbesc atât de mult. Probabil deja m-am plictisit. Sper că v-a plăcut, băieți, clipul pe care l-am făcut astăzi și sper că o să fiți în continuare activi, mai ales acum că avem o calitate mult, mult mai bună. O să instalez Discord-ul, instalez Fortnite, OBS și da, nu știu, mă bag puțin să mă joc. Ciao.